fată sunt sirena atunci când intru în apă. Am super puteri, nu sunt simplă fată. Uite așa, deci le iau pe rând, uite frumos așa, toate culorile. Așa, și le mai iau încă o dată pe rând pe toate. Uite, eu sunt energic și toate culorile. Încă după atâta muncă, încă ești energic, colegul? Ia uitați aici, eu fac exerciții, uitați. Mamă, deci muncește și face exerciții în același timp. Super tare. Da, da. Super, super tare. Și mai trebuie încă un pat acolo la final, parcă, nu? Ce faceți? Mai puneți un rând așa în față la pat? Nu, no, cred da. Că ajunge rândul ăsta. Sau nu știu, mai puneți încă un rând de paturi? Nu, ajung. Ajung paturile, mă gândeam eu. Că aici o să fie doar pentru cei cu program prelungit. Adică nu o să stea toată lumea. Da. Da, niște cobor ar trebui aici. Facem și un hotel. Sunt noi paturile. Da, sunt noi, sunt super bune. Și ar trebui niște covoare, nu? Niște chestii și aici sus. Da. Dați-mi niște cal și covor, mai bine verde. Covor de culorile. Covor de toate culorile? Covor de toate culorile. Da. Uite aici așa. Deci covorul, știți cum îl facem, nu? Îl facem random, punem blocuri random, dar să fie egale, dar nu una lângă alta. Ia să vedem, că sunt curios cum o să iasă. De ce face Alexandra de pui paturi? O să pun și eu covor, ia să pun și eu covor aici. Păi da, vreau și eu covor, că eu n-am primit. Ce și eu? Păi da, ți-am dat colegul, uite aici. Uite, pun iară covoare pe jos. Păi da, sta, zic că mi le fură. Aoleo, rămâne colegul fără covoare. Și mie mi le-a furat. Și mă împingea. Uite aici, așa. Păi da, nu mai furați. Nu mai fura. Gata, colegul, că ai prins și tu cel puțin o culoare, două. Fiecare să pună câte o culoare, cu ce o prins acolo frumos, așa, pe jos. Da, o prind. Ia uite ce frumos va ieși covorul ăsta. Uite, te duci așa cu o culoare și pui peste tot. Păi da, uitați. După aceea schimb culoarea. Noi punem aici o grămadă de culori. Da. Mamă, ce tare. Domnilor, nu mai puneți culori una lângă alta. Da, văd că sunt mai multe. Da, nu contează, lasă că o să iasă super frumos și așa. Pe lângă paturi. O să iasă super frumos și așa. Și dacă mai sunt culori alăturate, gen. Mamă, de ce frumos e, mamă. Mamă, eu zic că se vor distra copiii aici pe coborul ăsta. Da. Mamă, ce bine arată deja. Super tare. Chiar e frumos să pui coboare, gen. Ne descurcăm, șeful. Da, e super frumos. Da, pe cum să nu ne descurcăm? Dar oare cât de mare să fie coborul? Până în capăt sau cum o să fie oare? Aolo, da, ia uite șeful. Colegele mele, ia uitați ce ai pune covoare și între paturi. Păi peste tot. Eu am început să pun între paturi. Peste tot trebuie covoare puse. Toți au început să-mi fure ideea. Ia auzi-l bă pe colegul, bă! Colegul vrea să câștige el toate aplauzele de final. Păi eu am început să pun lângă paturi. Ceva de genul ăsta vine. Nu te mai lăuda, colegul, atâta, că noi cu toții am lucrat aici. Nu stă bine așa cu multă laudă. Da, pe aia zic și eu. Că doar între paturi. Așa, eu zic că e destul, arată super frumos. Ar mai trebui aici niște niște luminițe, ia să vedem. Mamă, da, uitați aici ce colorat e șeful. Da, arată super frumos. Deci vine 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Deci aici vine. Pus. 1, 2, 3, 4. Șeful, da. Pune și aici în mijloc un pic de lumină. Unde? Că aici e cam întuneric. Aici în mijloc.
Aici așa punem, uite, punem pe perete, am putea. Nu așa, putem să punem, uite, de aici de sus. O să pun, uite, așa. Uite așa pun colegul, că eu zic că arată super interesant. Colegul, vezi că colega nu vrea să fie nicio culoare una lângă alta. Uite așa ceva de genul ăsta. Ba chiar am putea să mergem puțin mai jos cu lumina. Da, te descurci, șeful și dumneata. Da, 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 chiar o duc bine și eu așa pe muncă mă pricep. Acum nu mă pricep eu chiar la toate, dar la multe mă pricep eu. Uite ce frumos arată, nu? Da, da. Arată super frumos. Și acum a venit momentul să mobilăm clasele. Hai să mobilăm clasele, da. Astea sunt cele mai importante. Cu ce clase începem? Cu alea de jos? Da, da. Da, bun, hai să vedem. Ce punem în prima clasă? În prima baie. Asta e baia? Da, da. Bun, stați așa că vă dau ustensilele. Opa. Pentru baie. Așa. Șefu? Da. Da, băile sunt unul lângă altul. Cum adică? Adică baia fetelor e aici. Deci și pe dreapta poate să fie baia băieților sau sus la etaj poate să fie baia băieților, depinde. Nu, uiteți baia băieților că am văzut acolo. Ai văzut-o deja? Am înțeles. Uite, da, 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 e una lângă alta. Da, acum văd, da, adevărat, deci baia fetelor și baia băieților. Îmi trebuie niște ghiuvete, te rog. O, niște ghiuvete, uite aici. Sunt o grămadă, în spate. Să pun și eu la băieții, la fel. În spate sunt o grămadă, uite aici. Vin aici, colegul, să-ți dau. Hai, colegul, de. Uite aici, așa, chiuvete. Și cadă, și duș, tot ce trebuie. Păi, pune și cadă și duș. Păi, nu știu, ți le-am dat, dacă ai nevoie, dar nu cred, uite așa, numai WC-uri. Și chiuvete, uite cum a pus colega aici. Hai să vezi. Da, șeful, știu. Așa. Așa frumos, deci baia este aproape gata. Bă, baia asta. Mamă, ce bine arată. Aveți niște oglinzi? Bă, niște oglinzi, sigur că da, uite aici. Șefu, ce da. Râde de Iustin, șefu. O pus cadă șefu în baie. Aoleo. Băi, da, sunt cam strâmbe veciorile astea, parcă. Ce faci, colegul, tu te-ai băgat să faci baie? Du-te jos, colegul, din cadă. Uite că ai stricat podeaua, colegul. Uite-vă de aici. Colegule, uite în pace. Vezi că te dau afară dacă intimitate nu... Intimitate personală. E baia băieților, nu. Colegul, e în construcție baia. Te dau afară din echipă dacă nu. Dacă nu muncești, văd că tu cam tragi chiulul așa. Am înțeles că ești mai nou, dar tu cam tragi chiulul la muncă. Șeful, dar ce strâmbe pun colegele mele ghiuvetele. Da, nu știu de ce. Ceva nu e în regulă aici. Dar sunt prea multe. Stați să-mi spăl mâinile. Așa, spală-te pe mâini. Bun, cred că e bine acum, cred că e bine, da. Deci baia băieților e gata. Colegele nici nu poate să pune WC-ul așa drept sau cadă. E bine, da. E bine, sunt drepte toate, bine, bun. Deci baia băieților da, este gata. Bine. Hai să vedem, baia fetelor este gata și ea. Ok. Nu mai auzi de intimitate. Deci avem aici baia fetelor. Gata, lăsați-l pe colegul acolo să fie în intimitate. Și hai să continuăm noi cu restul sălilor. De ce faci? De ce ai ieșit? Care este următoarea? Haide, care e următoarea? Asta, nu? Ursuleților. Ce anume? Aici este grupa ursuleților. Grupa ursuleților, bun. Hai să vedem, la grupa ursuleților ce le punem aici? Măsuțe colorate, niște scaune colorate, dar din alea mici, dacă ai, te rog. Da, sigur că da, uite acum. Dar câte grupe sunt? Deci, avem nevoie... Ce anume? M-a întrebat câte grupe sunt și am spus că 3 sau 4. Am înțeles. Deci, bun, deci avem unde este... Stai așa că nu mai găsesc unelele alea mici, uite-le aici, gata. Deci, uite aici avem scaunele mici. Da, și măsuțe rotunde, din astea, uite, măsuțe din astea rotunde. Dați-mi și o pensulă, ca să le... O pensulă, sigur că da, uite aici pensulă.
Dați-mi mai multe și le dau și la colege. Uite aici, pensula, uite. Dați-mi și mie pensula. I-am dat la colegul, o să vă dea colegul pensula. Tuturor. Hai, unde sunteți? Uite pensule pe jos. Gata. Pensule. Pensule, pensule. Pensule. Uite acolo, grămadă de pensule, dacă mai vreți pensule.